Lasă-mă în pace, mă, mamă. Bă, lasă-mă în pace cu circul ăsta, mă, mamă. Lasă-mă în pace. Ne faci să alergăm după tine să-mi iasă sufletul să fac infar pe stradă? Stai aici! Anca, te rog frumos. Te rog frumos. Spune-le adevărul. Ce adevăr? Ce adevăr să vă spun? În florărie te-am auzit spunând că nu există așa ceva, tu nu l-ai înșelat pe Dan. Te rog eu mult. Spune-le adevărul. Știu că în momentul de față viața ta este un coșmar. Știu asta. Putem pune punct acestui coșmar. Pentru că și eu la rândul meu am mințit pentru tine. Cum așa? Uite așa. Te rog eu mult. Spune-le adevărul ca să punem punct acestui coșmar. Mama, e vorba despre onoarea ta și a mea. Te rog frumos. Nimeni nu o să-ți mai facă nimic. Ce s-a întâmplat? L-ai înșelat pe Dan? Te rog, mamă, liniștește-te. Liniștește-te. Anca, l-ai înșelat pe Dan, da sau nu? A fost o singură dată. Voi nu știți despre ce e vorba. Păi, dar de ce? Să spune-ne tu despre ce e vorba atunci. Calmează-te și o să-ți explic. Da, fii atent. Te ascult. Eu și cu Dan nu mai aveam deloc intimitate. De ceva timp, de mult timp, înainte să se îmbolnăvească. Înțelegeți? Amândouă? Știți ce înseamnă nu mai făcea sex cu mine? Mi-a fost rușine să vin la una dintre voi să vă spun. Mi-a fost rușine, e un lucru pe care nu-i spui așa. Dar să găsești pe altul soluția cea mai facilă și să te curgi cu asta, nu ți-a fost rușine obrazului, este nu? Vorba despre Vlad, despre colegul meu de la muncă. Dan, când a aflat Anca? Spune-mi și mie, când a aflat Dan? Și apoi Dan a aflat, mi-a primit niște mesaje, da? Și am zis că eu am terminat cu el. Aha. Și s-a întâmplat o singură dată între tine și Vlad. Da, s-a întâmplat doar o singură dată între mine și Vlad. Atât, o singură dată. Dar spune-ne care este adevărul atunci. M-am culcat cu Vlad o singură dată, ok? L-am înșelat o dată, ba. Ok? Am fost o proastă. A fost o greșeală, nu am vrut. Și apoi Dan s-a îmbolnăvit pur și simplu. Vrem să aflăm și noi. De ce a mințit domnul Ernest pentru tine? Eu trebuia să vă fi spus vouă adevărul de la bun început, dar nu am făcut. De ce? De ce n-ați făcut-o, domnul Ernest? Pentru că am vrut să văd dacă Anca are curajul să spună adevărul. Și l-am spus. A avut curajul. L-am spus pentru că a fost doar o singură dată. Dar și Dan nu știe. Dar despre ce este vorba? Dacă realitatea ar fi, grav? Dacă realitatea ar fi alta, una mult mai sinistră. Olo. Dacă eu vă spun că fiul dumneavoastră nu este chiar atât de bolnav, m-ați crede? Cum adică, domnule Ernest? Eu nu vine să cred. Eu nu vă cred. Ar putea un fiu să-și mintă mama în față? Eu nu s-o cred. Să treacă prin maică sa, prin foc și spadă? Ascultă aici și uite-te bine. Că nu te întâlnești de două ori în viață cu așa ceva. Ce prezență! Ce faci? Bine, am zis să trec prea tine împreună munca și... Binevenit! Era dor de tine puțin. Da? Ce să faci? Reciproc. Te-am întrerupt de la ceva? Mă pregătesc puțin, că na. Da? Pentru ce te pregătești? Să mă simt ca un rege, na, mă văd cu Sandra. Iar te vezi cu baba aia. Mergi, babă. Am căzut la un comun acord. Prietena ta, am înțeles. Așa? Da, îți stă bine, îți stă bine. Ești frumoșel, da? Ești prezentat. Îmi place, îmi place. De tine nu zic ceva, da. Mulțumesc. Am terminat munca și am venit direct la tine pentru că vreau bănuții. Da, cum să nu? I-am pregătit cum? Da, domnul doctor așteaptă și... Ia uite. Pentru doctor sunt toți, să nu mă zic că... Sigur? Sunt toți? Nu-i mai număr, avem încredere, da? Mă fac eu de râs. Bine, bine. Să știi că eu mă bucur că am reușit să dăm de medicul acesta și a acceptat să facă lucrul acesta care nu este tocmai corect, absolut deloc nu este corect. Bucură-te că a ieșit așa și să sperăm că se încheie cu bine. Anca, explică-i, te rog frumos, soacrei tale. Cine este Duduia din imagine? E asistenta de la spital, Duduia. Eu nu înțeleg ce caută în casa mea. A vorbit ceva despre șpagă. D'acord, nu pot să cred. Dar ce șpagă? Ce? Despre ce-i vorba? Că domnul Sandra. Doctor își riscă cariera. Ce vreți să spuneți? Că băiatul meu vă bate joc de mine? Pentru, de, cu băiatul nu, meu, băiatul tău și-a bătut joc de tine, de mine și de nevastă sa. Uite-o ea cum arată și ia uite el ce bine. Uitați-mi dumneavoastră ce se întâmplă. Cum adică? Păi n-ai văzut ce se întâmplă? Mie mi se pare că fiul dumneavoastră este foarte sănătos. Pleznește-te sănătos! Adică este o diferență sănătos. Foarte mare între momentul în care era leșinat pe jos în sufragerie, da. Și momentul în care vorbește cu asistenta și glumește. A descoperit el un leac minune. Poate îl brevetează, poate îl patentează pe leacul ăsta minune, fiul dumneavoastră. Păi despre ce vorbiți, domnul Ernest? Fiți un pic atent aici. A
Atât pentru Anca, dar și pentru mama și soacra lui Dan, abia acum adevărul începe să capete contur. A, uite aici leac. Vechi cât lumea. Între cearceafuri. Oh, are surpriza? Surpriza de abia încep, iubitule. Nu te grăbi. Avem destul timp de data asta. Avem timp să ne jucăm. Îți place să te joci? Da. Cum îți place să te joci? Vrei să dansezi? Ai spus că îmi faci un dans prima dată. Îți fac un dans prima dată. Dans fără muzică. Tu ești muzica mea. Tu ești muzica mea. Ne dă drum la imaginație, nu? La imaginație? Cum ai vrea să fiu? O să mă vezi așa cum vrei tu să fiu. Așa cum vrei tu să fiu. No, blondă, brună, brunetă. Doamne, ferește-mă! Nu pot să cred așa ceva. De ce nu pot să mai văd așa ceva? Ai văzut? Nu pot să văd. Asta este adevărata fața lui Dan. Hai, ce mai zici acum? Ce vitamine, mai? Vitamine, doamnă, vitamina S. Și tu, mamă, care mă bănuiai pe mine? Un înșel, nu? Îmi fac viața, el e săracul bolnav și îmi fac viața. Mama, tu n-ai văzut la mine imoralitate. Ce și atunci n-am de ce să-mi cer scuze față de tine, au trebuit să reacționez. N-am nevoie de scuze, la mijloc sunt doi copii. Ai văzut mamă, soacră? Voi? Da, voi, dar sunt doi copii. Și la ei m-am gândit. Nu te duci tu și să refaci viața când el e diagnostic. Dar pune-te în locul meu. Lasă piciorul, nu știe nimeni de noi nimic. Știi că eu sunt o persoană, trebuie să fiu un exemplu. Nici acolo. Nici eu n-am spus, nu, nici nu am dat de bănui, n-am așa. Făcut. O imagine negativă, nu. Deocamdată trebuie să se pronunțe divorțul tău, după care... Trebuie să mint în drepturi, nu? Da, vei aștept. Și să înțeleg că o să mă vadă toți angajații și oamenii de acolo cum te văd și pe tine. Bineînțeles. O să te vadă patron. Dacă pe mine. Vezi? Ți-am spus eu. Medalionul ăsta o să-ți aducă mult noroc. De când e cu ea? Știți cumva? Ceva mă face să cred că de mult timp. Dinainte să... De când ați început voi să aveți problemele? A, deci de-aia aveam probleme. Deci el, de fapt, asta a vrut. Ca eu să clachez, ca eu să-l înșel și el să divorțeze. Capul răutăților e! El este! Nu-l faci tu așa, e, copilul nu. Meu! De ce să nu-l fac? Te rog frumos! Dar de ce? Să nu-l fac? Păi spune, dar spune de ce? Spune de ce? Păi nu ți-e rușine? Nu! Da, ia vezi! Cum să nu-l... Da, eu sunt mama ei! Și eu sunt mama lui, da? Și măcar sufletul de ea, că l-am crescut-o! Nu mai am știu! Eu sunt mama lui! Da, fii-te-o cum este! Uite-te în ce hal este! Dar te rog frumos, nu-l faci așa! Păi da ce? Nu jigni! Da, cum e? Ia zi! Dar ce eu? Ce am făcut fita? Asta a urmărit, de fapt. Sunt șocată. Îl cred în stare. Deci nu pot să cred ce mi-a făcut. Deci m-a distrus complet. Deci nu pot să cred așa. Pentru că el în permanență îți pune în cârcă asta. În permanență se joacă cu nervii tăi. Tot ce ai văzut tu, crede-mă, momentul în care ai venit acasă și le era întins lat pe jos, el, de fapt, stătea să uita pe geam, te-a văzut când tu ai intrat în scara blocului. El ți-a înscenat toate aceste lucruri, da, ca să te umilească, să te facă să te simți ultimul om, ca să clachezi. Chiar mă simt ultimul om. Îți spun, flirtează inclusiv cu asistenta, cu Ela. Domnul Ernest, vă rog frumos, sunt un pachet de nervi. Vreau un moment ăsta, mă scuzați. Știu că nu vă place asta, dar vă rog să mă sun, nu mă mai pot controla. Vreau să dau de nemer Nicola. Să-l iau eu de gât. Ajungem vă rog și acolo. Frumos, vă rog frumos, deci nu mai pot. Haideți, vă rog frumos. Anca, vreau să vezi ceva. Să poate așa ceva? Liniștiți-vă puțin, vreau să vezi. Păi ce s-au pus pe fetița asta mea? Viitorul copiilor tăi depinde de asta. Viitorul copiilor mei, ce are el? Ce legătură au copiii cu asta? Că nu înțeleg. Copiii sunt mici, copiii... Tu trebuie să fii puternică și să nu clachezi în momentele astea. Să fac tot posibil. Pentru că oamenii cu bani pot face multe lucruri urâte în țara asta. Sunt de acord. Ia să vedem, domnule. Ia uite, domnule, ce sărise pe mâna asta de copila mea. Săraca. Și cu doamnă, vreau copii. Să ascultați un pic aici. Ia ta și încă un pic. Luna viitoare se pronunță divorțul. Și
O să-ți întind dreptul, o să te prezinti și copiilor, alor mei. Minunat. De-abia aștept. Oricum, mă cam săturasem să ne întâlnim așa pe ascuns, ca adolescenți. Știi ce zic? Am venit să cred. Asta vrea să-mi ia copii. Asta, băga, asta de, a, deja a băgat divorț. Deja a, băga, a intentat divorț în tribunal. Asta vrea să-mi ia copiii. Ce mă fac? Te-ar surprinde dacă ți-aș spune că și asta e o minciună din partea lui? O minciună? Cum adică? Pe cine minte el? Pe toată lumea. În mintea lui, el vrea să te umilească pe tine într-un asemenea mod, încât toată viața ta, câte zile ai mai avea tu, să nu mai ridici niciodată ochii din pământ în fața lui. Iar el să-și trăiască viața așa cum are chef. În permanență, în permanență te va pisa cu greșeala pe care ai făcut-o. Și într-adevăr, ți-am mai zis, o căsnicie nu se repară în patul altcuiva. Deci toată viața mă va scoate ochii cu chestia asta, nu? Profită cât poate de femeia aia, o stoarce de bani cât poate, dar am o discuție filmată între el și ea, asistenta lui. Și ceva mă face să cred că sunt la un pas de o aventură și cei doi. Asta nu e viața. Chiar nu e? Anca, asta este închisoare pe viață. Și ce să fac eu de acum încolo? Nu știu. Și nici nu sunt în măsură să-ți dau un sfat, pentru că ceea ce tu ai de făcut cu viața ta, trebuie să-ți dai tu seama. Cu toții greșim în viață. Dar asta nu înseamnă că trebuie să plătim o viață pentru asta. Te salut. Zi-mi și mie, te rog frumos, pe unde e Don Juan? Vin cu alai mare. Și un alai al naibii de gălăgios. Ok. Ne întâlnim acolo, pe colț. Bine. O să fac chestia asta pentru copiii mei. Și dacă vreau umilință, îi arăt eu ce înseamnă umilință. Hai să mergem, poți să mă duci până acolo? Sigur. Hai să mergem. Îi arăt eu umilință. E în compania Sandy, să știi. Anca a înțeles că soțul ei s-a folosit de ea și că are un caracter atât de josnic încât o va face toată viața să se simtă vinovată pentru greșeala comisă. Faptul că el are o amantă nu este din cauza Ancăi, iar momentul adevărului se apropie. Câtă rușine ne-a adus omul ăsta! Tu te gândești? Ne-a văzut toată țara, ne-a văzut mama sa. Și bine, să-l vadă, să vadă cât de nenorocit este. Ne-a mințit pe toți, da? Dacă e, eu știu iertare, dar ne-a mințit pe toți. Mamă, și atunci, dacă eu am văzut filmările alea, eu ce să spun? Noi, dacă erai în locul meu, ce făceai? Spune-mi și mie, că ai și copii, ești mamă, ce făceai? Dacă erai în locul meu, păi spune ce făceai. Tocmai la chestia asta mă gândesc acum. Și tot ce contează sunt doar copiii mei. Nu mă vinovățiți numai pe mine, ca și maică ta, mă face toate felurile. Și mama e de vină și mă jignește, păi, dar nu se poate așa ceva. Și socul mai ales. Pentru că și ea și mama ta, dacă era în locul meu, la fel proceda. Ernest, Anca, mama și soacra lui Dan au ajuns la locația unde detectivii ne-au informat că se află bărbatul împreună cu amanta. Mersi. Mamă, dar ce casă! Ilala! Bea, că așa se face. Ia, șt! N-aș vrea să vă speriați. Canal de ochii din umbră, bună ziua, sărut mâna, zâmbește frumos la cameră. Unde-i Dan? Zâmbește frumos la cameră. Unde-i Dan, doamnă? Dane! Unde-i Dan? Ce cu voi? Cine sunteți? Ana, unde-i Dan? Cum Ana, nu pleca fără mine. Cum permiteți să intrați la mine în casă, vreau să mă întrebați? Spune repede, unde-i cinerele meu? Hai, nu spune repede! Cu mine nu te pui să știi! Vă rog spune să repede, unde este? Vă rog să nu zbierați. Ena! Vă rog să nu zbierați la mine în casă, poftiți afară. Și dumneavoastră la fel, nu este Hai.
Eu nu înțeleg ce. Hai, ce rușine, vreau. Nu treci. Ia. Nu este nimic. Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi? Ceva? Eu vreau să văd băiatul. Vreau să văd băiatul, nu ți-e rușine? Nu este aici niciodată. Te rog frumos. Nu este. Vă rog frumos să părăsiți casa. Dar cum o să minți în halul ăsta? Tu ești singura. Ieșiți afară, vă rog frumos. Tu cine ești? Sunt prietena ei. Și ce? Tu ești asistenta, nu? Doamnă, ești asistenta. Asistenta aia de acolo. Aici e spitalul tău. Băi, ce e aici, mă? Bă, nenor, ce vreau ce filmezi, mă, plecă-mă de aici, mă. Stai calm, prietene. Bă, cine sunteți, mă? Vorbește cu nevastă-ta. Nevastă-ta. Stai, mă, bună, ce-i cu ăștia aici, mă? Vorbește cu nevastă-ta. Cu cine ești, mă, ce cauți aici? Este paza mea, vorbește cu nevastă-ta. Ce cauți, mă, vorbesc, mă, cu ea? Vorbește cu nevastă-ta. Ce-i dreptul tău, mă, cine ești ăștia, mă? Ce cauți aici? Nu mă filma, mă. Ia, mă, mâna după mine. Aici e spitalul tău? Ce te intrează pe tine, ce spital e, mă? Ce spital e, mă? Aici e tratamentul tău, ia zi. La copiii aia de acasă te gândești? Mă, cine sunt ăștia? Lasă-mă cu copiii aia! Lasă-i cu copiii, că n-ai tu treabă de ei, da? Acum ce am vreți? Stabilit asta, pot să-i ofer lui nevastă ta niște răspunsuri? E căsătorit și are copii, nu știi asta? Ce treabă aveți, doamnă? Ce aveți? Ce aveți? Cum probleme? Ce ai? Capul, ce aveți? Doamne, ferește, dar nu știi despre ce e vorba? Noi am văzut niște filmări. Ce filmări, doamnă? Da? Cum? E regul, da? Vă rog frumos, nu face scandal aici. Eu m-am autat de curând, nu vreau să vină vecinii. Dacă nu ieșiți, chem poliția. Vă rog foarte mult. Nu, ia cheamă poliția, hai. Abia aștept să chem. Să spun eu ce faci tu. Nu spun. Când spargi tu casele oamenilor? Nu spargi nicio casă nimănui. Vă rog frumos să plecați. Nu. Stai aici? Bă, dar ce-i cu trebuie voi? Sunteți așa, da. Parcă sunteți, dar ce cu ținutele ce astea? Ce-i, doamnă? Uite-te la dumneata. Ce are ținuta mea? Vă rog frumos, deci vă rog frumos. Dumneavoastră ați venit la mine în casă cu scandal. Fără să vă dau eu voie, în primul rând. Eu las o proprietate vino privată. Vino cu acești să stăm de vorbă, hai, te rog frumos. Doamne, ești în casa ei, ești afară. Tu tai din gură, nu ești afară. Nu spui tu, ești afară. Aici e băiatul meu. Nu e niciun băiat. Cum să nu fie, nu mințiți. Ești afară. M-am săturat de minciunile voastre. Pe unde ce băiat ta îi s-ascunde sub fustele femeilor? Unde dar nu este aici, aici, nu înțelegeți că nu este aici nici. Dar nu minți, dacă apare acum. Ia, nu apare. Mergeți să vedeți că nu este. Deci vă rog frumos, dumneavoastră habar nu aveți ce se întâmplă de tu fapt. Tu cunoști pe soția lui? Tu cunoști care doi copii? Soția lui care l-a înșelat. V-ați aliat amândouă? Soția lui care l-a înșelat. De unde? Asta cine, cine ți-a spus așa dar ceva? El ne-a mințit pe noi? Doamnă, dar vorbiți mai calm. Ce aveți? Păi dar cum să vorbim mai calm? Tu ca mamă sunt ia uite, nu plesnesc vasele de sânge la... Păi dar nu plesnesc nicio vasă, nu plesnesc. Cum? Ești vinovată? Ai vinovată? Ai vinovată? Te dau pe mâna poliției? Te dau pe mâna poliției și spate la cu doctorul. Aha, să vedeți voi ce pățiți. Ăla e un doctor corupt. Care să dați pușcării, avem dovezi. Eu nu ți-ai zis în spital până la Dumnezeu că te duci și dacă nu-i faci ce vei pe lei buzunar, nu se uită la tine, te lasă să mori acolo. Sunteți două țațe, nici măcar nu înțelegem nimic. Păi voi nu mai filmați, mă, cineva da voie, mă, să filmați aici. Păi mă, nu mai tragi de mine, de ce tragi de mine? Pe lângă probleme de sănătate, ai probleme și cu memoria, cred că e a patra oară când ți-am zis cine sunt. Bă, dar n-aveți voie să filmați, nu te bădere de aici, bă, te bă cu camera asta de aici. Dar tu ai voie să-ți bați joc de nevastă-ta acum? Ce-mi bat, mă, joc? Vezi, mă, de viață, ce ai venit să faci tu ordine cu mine aici? Lasă-mă să trec în partea aia, te rog, ia vreau după mine, da? Liniștește-te. Nu liniștește-te, cine ți-a dat ție voie să intri aici? Nu noi suntem problema ta. Nu voi nu sunteți problema. Băi, Dani, unde pleci, mă? Stai, mă, bă, nu că băi, Dani, bă, lasă-mă, bă, fac-o, ce vrei? Pe cum să nu urlăm la piesă mama lui Dan? Ești de simțit așa, chiar în halul ăsta? Doamne, vă rog frumos, calmați-vă! Că e bolnav, ce voi spuneți că nu? Că nu bolnav. Este bolnav, bă, calmați-vă! Bă, nu-i mințit, mă, aici! Păi dacă atunci... Se va face bine, calmați-vă! Păi da, dar el ne-a zis nouă că e bolnav, care e cancer, da? A venit cu hârtie de la doctor! Dar nu este că așa de grav, calmați-vă! Că face chimioterapie, că uite-o! O calmați-vă că nu este așa de greu. Păi, unde vrei să pleci? Unde vrei să pleci? Dar nu este treaba dumneavoastră. Până noi lucidăm. Noi, o dăm pe mâna poliției. Dar bineînțeles. Vă dau eu pe mâna poliției. Da, da. Pentru ce să mă dați voi pe mâna poliției? Calmați-vă. Ce filmări, doamna, ai tu? Când a venit Dan la tine și când ai zis ai adus banii. Ce ai, doamne? Noi amărâții de părinții dăm bani ca să aducă la doctor. Păi văd că tu poți să-ți bagi joc de toată lumea, nu? Ce te umfli așa? Crezi că îmi dictezi tu calea? Nu mai provoca pe colegul meu, că nu noi suntem problema ta, Dane. Ce crezi că se va întâmpla? Dane! Dane, hai să discutăm. Ce să discutăm, bă, uite cu bine asta pe mine și cu camera, ce să discutăm? Nu-l mai provoca, simplu. Păi, hai să discutăm. Bun, frumos să stea frumos la un metru, nu așa? Eu am aflat de la soția ta așa? Că voi aveați probleme. Da, de mult și... Că tu o neglijai. Așa. Cu Sanda, ceva mă face să cred. Că nu te vezi de când ești bolnav, da? Așa. De când ești cu Sanda, mă? Zi, de când umbli cu Sanda? De explică-mi. Când ai fost cu Vlad, bă. Ăsta, ce vrei?
Ce se naște din pisică și oareși mănâncă, uite-te la tine! Nu mai este fericitul soția lui, care l-a înșelat odată. Umilința pe care a suportat-o și prin care a trecut, nu vrea să o mai continue. Da. Calmați-vă! Cu mine are înșelatul, un trai fericit. Înșelatul a fost după ce s-a agățat de tine și a spus voi la cale toată treaba cu această individă. Eu l-am cunoscut cu copeta. Nu. Nu are nicio legătură. Nu l-a înșelat. Dar vreau să vorbesc cu doamna. Adică, dumneata, să înțeleg că ești șeful ginerelui meu, exact. Da? În ziua de astăzi, patroanele trebuie angajatul să-l testeze la pat ca să-l ridice în funcție? Așa merge la tine? Tu! Dumneavoastră nu cunoașteți... Aici că mă mai și enervez. Nu cunoașteți că-l vedeți, nu-l apreciați. Dar nu e eu pot să ofer un viitor și lui și copiilor lui. Cum ai putut să minți cu așa ceva? Tu nu te-ai gândit? Bă, fătul, tu te auzi, dar tu te auzi ce vorbești? Eu mă aud tare și răspicat, ce crezi? Bă, când te-ai dus cu ăla, trebuia să te aștept că o să fac ceva. Am stat cu tine pentru copii. Am greșit și eu, ascultă-mă, am stat cu... Hai să vorbim pe râs să ne înțelegem. Gata, m-am calmat, gata. Perfect. Am stat pentru copii să-i crezi că n-aveau vârsta necesară să dispar. Eu, din viața lor, am să mai cred că și am ținut așa, ce să-i fac? Ce vrei să-i ținut ca și ca așa? Cum ai ținut? Ce ești, cum să te țin? Cum adică ca pe o... Ce să-ți fac, mă? Că nu înțeleg. Ți-am spus a fost o greșeală, dar tot din vina ta. Bine, mă, și la mine a fost tot o greșeală. Ce o să faci? O să mă omori? Ce o să faci? Te duci cu aia, cu aia înaltă? Ai mințit că ai cancer, despre ce vorbim? Uite că m-am vindecat, mă. Miraculos, nu? Miraculos, ce crezi? Eu nu sunt o greșeală, doamnă. Eu sunt iubirea vieții lui. Ia să-l întrebăm și pe el, chiar hai așa? Hai să lasă să vină el. Hai că sunt curioasă, să spună în fața mea că ești iubirea vieții lui. Da. Mai crezi bărbații la vârsta ta? Ai o experiență, că se vede. Se vede după cum arăți. N-ai crescut la pansion. N-ai crescut pe la mănăstire. Se vede că ai palmares bogat. O firmă, mai crezi bărbații? O firmă nu se ridică la pensiune. Du-te, mă, cacică, meriți bătaie, mă, tu. Gata și tu, gata. Dați-vă că-mi... Ui, plecați-mi aici că-mi bag. Uite-ne. Eu divorțez, să știi. Am să fac divorț de tine. Du-te, cu de nebună. Păi nu se mai vezi. Mă, ce ești? Ce ai, mă, bardă negri? Ce ați făcut, mă? Ați mai adus, mă, echipă? Ce e asta, mă? Cine, mă? Nu te rușine! Alo, de unde ai venit? Nenorocule care ești! Ia uite, mă! Mă dau la tine, nenorocitule care ești! Ce-ai, mă, cu? De ce ai adus pe ăștia, mă, toți? Păi da, am vrut să vadă toată lumea! Ce să vadă, mă, cum te-ai umblat? Da, da, cum ai mințit tu pe mine? Păi ești o... Dar bărbatul tu-l mai ții? Poftim? Pe bărbatul tu-l mai ții? Bineînțeles că nu, o să-l iei, dar pe copiii mei... Nu te atingi de copiii mei, să știi. Făceați! Cine a spus că vreau să-ți iau copiii? De unde ai scos prostia asta? Nu înțeleg. Ia, doamnă! Ernest, ia vină fata mea acasă să-ți iau. Deci, practic, eu nu știu ce aș putea să-ți iau mâine. Pur și simplu, el vrea să divorțeze de tine. Vreau să ascultați. Sunteți sigură că Dan nu minte? Foarte sigură. Mâna în foc? Da. Aș băga mâna în foc. Dar totuși speră că tu într-o bună zi o să divorțezi. Și o să fii bărbatul ei cu normă întreagă. Păi da, mă, dar Sanda nu poate să fie... Nu e bună de nevastă. De ce nu e bună de nevastă? Păi, e femeie de afaceri, femeie de acțiune. Și dacă e femeie de afaceri, nu poate să fie soție? Păi nu poate, că uite, Anca mă răsfață, mă... Îmi face de mâncare, mă spală, îmi gătește. Are grijă de copii. Are grijă de copii, mă alintă. E bună ca nevastă acolo, știți? Dar soaia e acolo. Da, soaia e acolo, pe când Sanda nu poate. Ce nevastă să fie? Trăiesc aventura vieții mele cu ea, vrei să te mii? Și bani. Cum, vrei și... să-ți spun cum sunt partidele de amor, plus bani, plus... E totul perfect cu ea, nu? Da, deci, adică nu aș vedea-o niciodată să fie soția, știi? Ce are Anca, n-are Sanda, ce are Sanda, n-are Anca, nu? Da. Anca ar fi la inimă, Sanda ar fi la pat, știi ce zic? Cam asta ar fi treaba între ei. Păi și nu ți este teamă că într-o bună zi Sanda nu o să mai vrea să fie cu tine, pentru că nu pot de cu ce Anca. Nu? Păi o să-i spun că nu pot să... Da, că Anca, ce dacă vrea să divorțez, că vrea să ia copii și eu nu sunt de acord cu asta, păi că nu pot să stau fără ei. De ce? Păi, nu, no, mai mă, că o fac eu cumva să fie bine, ce n-ai? E bună că nevasta acolo, știi? Nu cred. Dar nu poate să mintă. Nu poate să mintă. Adică își minte soția că e bolnav de cancer, că face chimio, că face radioterapie, dar n-ar putea să vă mintă pe dumneavoastră? Nu cred așa ceva. Vreți să știți cum vorbește despre dumneavoastră cu asistenta, cu ela, cu care erați la un păhărel de vin? Baba. O iubește?
Baba, așa vă spune. Baba. Doamnă, eu cred că nu știți cu cine v-a spus. Și vă mai întreb încă o dată. Relația cu Dan era de dinainte că ea se rușele? Mai ies, bă, de aici mă urmări. Nu știu, eu știu doar ce mi-a spus el. Că relația ta cu mine a început după ce te-am și la tia. Acum ce vrei, mă? Ai venit să mă ceri și tu cu ăștia acum? Sau ce vrei, mă? Păi vreau să știu cine minte, ea sau tu. Pentru că am investit niște bani în tine. Vorba lui? Te-am cumpărat și nu știu? Casa asta am luat-o pentru noi? Pentru copiii tăi? Tu ne miști pe amândouă? Ia, ai făcut casă cu ea. Deci bă, vezi, bă, când ți-am zis că ești exact. Că ești cam, dar tu nu poți, bă, să înțelegi nimic de la viața asta, bă. Bă, lasă-mă, mă, băiatule, în pace. Tu te, bă. Doamnă, la banii dumneavoastră, credeți-mă, ar trebui să aveți un avocat și cu un simplu telefon avocatul ar putea să afle dacă scumpul dumneavoastră amant a intentat sau nu divorț. Nu ești decât o sărăcie, Lucie, un cocalar. Un nemernic, castelul de Nisip. Nici nu pot să-mi imaginez. Stai, mă, că nu e treaba chiar așa, mă. Păi, ai auzit o discuție între mine și Ela, nu? Era vocea ta? Păi da, normal că era vocea mea, eram în persoană, ce ai? Era Ela. Bă, mă, las să-ți explic. Eu cu Ela, da? Ela putea să dea la mine oricând. Pot să ies cu ea oricând. Ce vrei să-i zic în fața aici? Cum, ce vrei să-i zic? Mai băiatule. Am împachetat-o. Mă, băiatule, acum vezi cum o dăm de vârstă? Da. Vezi, păi vezi că eu vreau să fiu drăguț în continuare și totul mă ia. Păi vezi. Continuare? Păi ascultă-mă cu situația cu Ela ca să-ți explic. Uimește-mă. Păi oricând aș putea ieși cu Ela, ce vrei să vorbesc în fața ei de tine? Ce puteam să zic? Adevărul? Ce adevăr? Păi nu știu, tu știi care e adevărul? Ce e adevărul? Nu știu, ea e adevărul, eu sunt adevărul, Ela e adevărul. Cine e adevărul? Ușor, gata, ai venit disperat aici că m-ai nebunit de cap, m-ai făcut cu capul, taci? Tot eu te-am făcut. Păi gata, te-ai dus asta și a tras-o cu ăla. După aia n-aveai cum să plec, erau copiii mici, tu știi. Exact. Și am stat cu nebuna în continuare să mai crească copii. Și ce vrei, ce am făcut eu până la urmă? Păi nu știu, ai mințit-o și pe ea și mă mințit pe mine. Că m-am întâlnit cu Ela și am vorbit, ce? Și iubirea aia, ce am făcut cu Ela, am avut o conversație, ce vrei să-i spun? Ce vrei să-i spun? Știi care e avantajul meu de babă? Că am experiență de viață și știu că un cocalar ca tine nu o să se ridice la nivelul la care eu ți-am dat încredere în tine. Că te prostise asta și te umilise. Ce experiență dar de viață? Dar nu ai atâta valențe, mai băiatule! Ce experiență de viață? Că dacă aveai experiență de viață, nu mă lăi cocalar așa, nu cum sunt. Dar și ție ți-a plăcut. Da, mi-a plăcut. Ai văzut, ai. Păi, dar nu mai îmi place! A, gata! Ia sărăcia și care gata, ia, hai, plec, eu roiu, bă, roiu din casa mea! Plecați de aici! Ia și țațele de jos! Banii și nu se cumpără bunul gust! Du-te și păstrează liniștită-vă și așa nu e bun de nimic! Speli cu el pe cap că bag divorț! Să nu zici că sunt un băiat rău, da? Trebuie să mă înțelegi eu... Băi, aproape am câștigat, deci fii atent, avem o sumă mare de bani, în jur de 50.000 de euro. Dan are o nevastă. Nevasta asta dorește să îl salveze foarte tare. Și cum crezi? Vânzând o casă în valoare de 50.000 de euro. Trebuie să mă întâlnesc cu el. Trebuie să îmi pare rău să te zic, dar trebuie să mă culc cu el pentru banii ăștia. Trebuie... Te rog. Nu. Nu înțelegem. Mai iubitule, tu mă înțelegi că ai putea... Mai taci puțin, am putea să ne achităm rata la apartament. Tu ești sănătos. O noapte, mor o noapte. Da, e o noapte, închizi și tu ochii și taci din gură. Cum să nu, o noapte, 50.000 de euro. O să te duci tu pe ascuns. Și o să fur bani. Cum aveai tu mai exact de gând să pui mâna pe cei 50.000? Nu e ca și când îi furai lui portofelul. Adică ia 50.000 să-mi ia banii, nu? Sau ce să fac? Nu știu, întreabă pe domnișoara asistentă. Ia zi el. Ce vrei? Ce vrei, Dan? Cum e? Cum vrei e să ce? Pleci acum? Banii care ți-am dat, i-am dat și pagă, eu mi-asum. Mă duc, mă tur în par 2 ore pe zi, te pup. Zău. Dar tu ce faci pentru banii și pentru conversațiile astea? Mamă, cum unde ajungi? Praf. Unde ajungi? Dar nu este treaba ta, nu o să ajung nicăieri. Este doar mai avei o înregistrare. Crezi că vei pica tu sau domnul doctor? Pentru poftim? Că ceva mă face să cred că domnul doctor va pasa vina elegant către tine. Ai văzut? La asta? Cum ai căzut o săgeată? Dacă stai cu mine, nu era mai bine să facem ceva împreună? Nu, tu, cu cine tu ai vrut să mă faci tu pe mine. Avem cu cine? O grămadă cu tine? De nu te uiți un pic cu la tine, cum arăți? Cum arăți? Domnișoara asistentă, avem o grămadă de înregistrări
cu dumneavoastră când primiți bani de la acest individ. Aș vrea să le văd și eu unde sunt aceste dovezi. Cu mare drag. Dacă aveți un pic de răbdare. Eu nu cred nimic. Și care-i treaba? Că tu pe ăsta nu faci nimic. M-ai dezamăgit maxim. Zău, tu m-ai dezamăgit, mă, cu ideile și tale de la cu voi. Uite așa. Știi cum vă fac? Tu cu doctorul vă luați spre Mititica. Băi. Tu zici ceva foarte interesant. Ceva, nu. Ascultă-te un pic. Nu sunt eu acolo. Ce? Nu acesta. Da? Hai, gata, Ela, gata. Hai, că știm că stăm, da? Cariera. Te pup. Nu. Ești un nemernic, Dan, ești un nemernic. Te-am făcut. Tu ești de vină. Nu, de ce sunt eu de vină? Pentru că el e bărbatul și ea fata. Păi da, bărbatul. Ei, păi nu, el dă tonul, el a dat tonul. Tu ești vinovată cu toate astea. Tu nu ți-ai crescut flodul ca lumea. Fata mea e o victimă. Cu cine? Nu, cu asta? Nu! Sunt nicio formă, eu nu merg cu ea mașină. Hai, dai să te mai văd în... Mulțumesc frumos!